Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 12 mai și am zis să vă prezint un pic gălețile adăpător. E vremea urâtă, dar binele vin la apă și care este principiul lor, fiindcă normal o să vă chinuiți cu ele, fiindcă nu funcționează. Deci dați găuri frumos și după un timp, vedeți că bea albine, după un timp nu mai bea. Și ce să-i faci, ce să-i faci? Păi, am dat din centimetru în centimetru găuri. De ce? Fiindcă la un moment dat se formează vidul și nu mai curge apă în acest canal al găleții. Aici ați găleți de 20 de litri. Iată, albina vine și bea apă, dar bea direct din găuri. Deci, rar e unde e aici apă, vedeți, aici a venit, în funcție de cum se lasă apa. Da, deci în anumite zone vine, dar în alte zone nu. Deci în funcție de cum e vidul format al găleții. Iată aici nu e, deci albina vine la găurele. Deci cam ăsta e principiul găleților, dați cât mai multe găuri, fără frică, o să curgă un pic de apă când întoarceți gălețile, dar măcar știți că funcționează, adică să bea albinele apă. În apă, dacă aveți, eu pun și aici apă oxigenată, aici pun 2 ml de apă oxigenată la litru de apă și 1 gram de sare la 10 litri de apă, deci cam asta e ce este în găleți. Bun. Deci e vremea urâtă, albina vine la apă, cam asta este. Și cam așa funcționează găleata asta, tip adăpător.